Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva vă propune spre vizitare în perioada 26 mai-12 iunie expoziția de artă plastică Outsider Art. Lucrările expuse au participat la un concurs național și reprezintă desene și pictură în tempera, acuarelă, acrilic, colaj pe hârtie și obiecte decorative din lemn care etalează diverse abordări pentru tematica propusă, regăsind peisaje, naturi statice și compoziții figurative. Proiectul Outsider Art este emblematic și asigură susținere pentru cei aflați în dificultate. Prin abordarea problematicii abordate în cadrul concursului Nu înțeleg această lume, participanții au dobândit cunoștințele necesare pentru realizarea unor lucrări inspirate de contextul social existent. Expoziția cuprinde lucrările participanților, este intitulat Outsider Art și poate fi vizitată în perioada 26 mai-12 iunie în sălile destinate artelor vizuale ale Palatului Magna Curia. Vă propunem o selecție de lucrări, printre care se regăsesc peisaje, naturi statice, compoziții figurative și abstracte, dar și câteva obiecte decorative din lemn. Participanții au încercat prin aceste lucrări ca să-și exprime visele, dorințele, încercările fiecăruia de a se confrunta cu frământările și căutările specifice vârstei. De asemenea, se regăsește în lucrări expresivitatea și amprenta personală a fiecărui participant care a trimis lucrări la acest concurs. Desfășurată sub patronajul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Culturii și în parteneriat cu Centrul de Cultură Arcuș și Casa Iris din Sfântul Gheorghe, expoziția Outsider Art se desfășoară sub motoul Lumea mea puțin altfel decât lumea ta. Expoziția este una de excepție, întrucât cuprinde lucrări realizate de persoane cu dizabilități. Pentru această expoziție am primit o propunere de colaborare din partea domnului secretar de stat din Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Peter Mocăi. Domnia sa are o activitate îndelungată în protejarea și în susținerea persoanelor cu dizabilități prin Fundația Creștină Diaconia, pe care a condus-o și o coordonează, și prin filialele sale, printre care și Casa Iris. În anul 2010 au inițiat un premiu, premiul Outsider Art al Casei Iris și prin acest proiect au dorit să aducă în atenția publicului persoanele cu dizabilități care au aptitudini artistice și să demonstreze că arta poate să fie o terapie. Chiar și expoziția noastră are motoul Lumea mea puțin altfel decât lumea ta, deci este felul în care această expoziție arată felul în care văd aceste persoane lumea. Vernisajul expoziției Outsider Art va avea loc joi, 26 martie, la ora 13, în sala șemineului din Palatul Magna Curia al Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva.